față de acum 150 de ani, în India au mai rămas doar câteva locuri în care carasul auriu trăiește și se reproduce liber. Dar acești mașiri cresc cu adevărat uriași în aceste ape verzi, adânci și învolburate. Acești pești, pentru care a venit Jeremy Wade, sunt luptători neobosiți, a căror capturare și aducere la mal este o experiență unică, de neuitat, chiar și pentru un aventurier experimentat cum este el, cu undița în junglă, India, doar la Fishing and Hunting.